Și sunt și oameni care continuă să se vaccineze cu serul AstraZeneca. Mihai Bendeac este unul dintre ei, s-a vaccinat în urmă cu puțin timp. Foarte simplu. Mi-e teamă de AC, dar a fost extrem de simplu. Spuneai mai devreme, înainte să intri la vaccinare, că ai încredere în știință. Da, am încredere în știință, am avut întotdeauna încredere în știință. Dar până la urmă, nu știu, o alegere de genul ăsta nu mi se pare că ține neapărat de inteligență. Dar dacă facem un mic efort de imaginație, care de fapt nu este chiar atât de dificil de făcut, în cazul în care acest virus ar fi atacat, să spunem, cataracta, și cei care erau afectați ar fi orbit, oare cum ne-am fi raportat noi cu toții la medici și la știință? Cred că în situații de genul acesta, sau eu cel puțin așa funcționez. Eu mă orientez după cercetători, după medici, după câștigători de premiu Nobel și mai puțin după cei care scriu miau ca pisica.